Povestea mea începe în 15 octombrie, când am ajuns în Franța împreună cu iubitul meu. Venisem aici să începem să muncim, eu ca medic stomatolog și Radu ca tehnician dentar. Deja făcusem toate demarșurile pentru achiziționarea unui cabinet stomatologic într-un orașel micuț, asemănător cu Sighișoara. Frumos, foarte frumos. Cum am ajuns, am început să ne aranjăm noul apartament. Eram obosită, dar am pus-o pe seama drumului, stresului dinainte, ce m-am trecut prin două interviuri aici în Franța. Într-o lună am avut și un examen de implantologie în România. Deci oboseala am pus-o pe seama acestor factori. Apoi, într-o dimineață m-am trezit cu gâtul umflat, durere în gât. Am zis o fi vreo infecție. Având la mine antibiotic, am început să iau antibiotic. În următoarea zi, am început să îmi plăși ganglionii. Și s-au tot umflat. Păi am zis, haide să mergem la medic, fiind aici un medic român. Am mers la ea, a zis, nu e infecție bacteriană, este un virus, n-are sens niciun antibiotic, hai că îți dau eu altceva. Mi-a dat niște tablete, am început să iau. Apoi, într-o seară, a început o durere de spate, dar durerea n-a mai trecut. În momentul acela, pe la 12 noaptea, am decis să sunăm la ambulanță. A venit ambulanța, m-a dus la spital, m-a trimis acasă. Fiind sâmbătă, noaptea, a zis că până luni nu am de să fac analize și mi-a dat o rețetă și un bilet de trimitere pentru luni dimineața la analize. Între timp, durerea mi-a cedat de la medicamentele luate acasă, ne-am întors înapoi acasă. După vreo oră, din nou durere. Am zis, acum ce să facem? Dacă la spital nu mi-au dat nimic, au să aștept până luni. Durerea era tot mai cruntă, am decis să nu mai iau medicamente, să nu fac vreo hepatită toxică. Am așteptat să facă dimineața, la 5 jumate, l-am sunat pe medicul de la care urma să cumpăr cabinetul. A venit săracul într-un suflet la noi, a zis că nu mai pot de durere. El a zis, haide înapoi la spital. Ne-am dus înapoi la spital și ei de acolo m-au recunoscut. I-a zis, da, e domnișoara care a venit azi noapte. Imediat m-au pus într-un salon. Mi-au administrat ceva pentru durere și mi-au făcut analize de sânge. Și acolo a apărut cam hemoglobină 5 și trombocite 20.000. Tot veneau la mine, mă întrebam dacă am sângerat, dacă nimic. Eu nu aveam niciun simptom, nici de sângerări. Și au decis să mă trimită la Dijon, la hematologie. Eu mă gândeam să nu fie vreo mononucleoză infecțioasă, având în vedere simptomatologia. Am ajuns la hematologie, media mi-au făcut o transfuzie de sânge, mi-au administrat morfină, în momentul acela am intrat în panică, că de ce morfină? Că doar mie, dincolo, mi-au dat altceva și mi-a trecut durerea. Știam că morfina se dă în durerile canceroase. Și eram cu semne de întrebare.
După o oră jumate, asta fiind cam pe la 5 jumătate după masă, a venit un medic la mine, medic micuț, pe care eu cu Radu l-am denumit mexicanul, deși nu știm ce origine are. Veni la noi și l-am întrebat ce am. Și el mi-a spus direct, fără nicio ezitare, ai un tip de leucemie. În momentul acela m-a ridicat în șezut și m-am uitat așa la ea și în sinea mea mă gândeam, în atâtea boli, chiar leucemie? Și am intrat în coate, leucemie? Și el a zis da. Și imediat el, între timp ce Radu leșina și se trezea din leșin la marginea patului, mi-a spus, dar tu ești tânără și există șanse de vindecare. Ești aici, ești pe mâini bune, probabil vei beneficia de un tratament mai bun ca în România, deci ai încredere că totul va fi bine. Și a plecat. Și am rămas noi doi, bineînțeles că am început să plângem. Și acum că mă gândesc, îmi dau lacrimile. Dar am zis, ok, e o boală, se știe ceva despre ea, despre tratamentele ei, deci hai să o luăm ca atare. Și așa m-am împăcat cu ideea bolii. Doar că fiind o boală acută, totul a fost foarte rapid. Doua zi dimineața, după o noapte în care nu prea am dormit, din cauza durerii și din cauza febrei, au venit la mine, mi-au spus că am nevoie de oxigen, să îmi pun oxigenul. A venit și ora puncției, rapid, bineînțeles. Dureroasă, foarte dureroasă puncția. Dar trebuie să mă obișnuiesc cu ele, că vor fi o grămadă de acum încolo. Până acum au fost 4 la fel de dureroase. Încă nu mă împac cu ideea lor și când știu că urmează ziua cu puncția, sunt stresată, foarte stresată. Mi-au spus că voi fi internată pentru o lună la izolare, la o cameră sterilă, cu aer foarte ventilat și apă ventilată, filtrată. Bineînțeles că nici nu știam ce înseamnă, mi-a spus doar că nu o să am contact cu nimeni din cei dragi, nu vor putea să intre la mine, să mă atingă, să mă țină în brațe. Ei toți îmi spuneau că va fi un tratament foarte greu, vor fi 7 zile cu citostatice, non-stop. Mă voi simți foarte rău, grețuri, vărsături, voi fi foarte, foarte obosită, o să-mi cadă părul. Bun, a venit și ziua de marți. Marți pe la 11, a zis gata, mergem la camera sterilă. Și am intrat pe nouă culoar. Și mă gândeam, după cât timp vor apărea senzația de vomă și tot, nu știam nimic. Dar nu au apărut și m-am fost foarte fericită. Le-am acces la internet, între timp i-am sunat pe fratele meu, pe cumnata mea, pe toți care deja știau, să mă vadă, să mă vadă că încă sunt bine. Am vorbit cu ei, am râs. Nici nu mi-am dat seama cum prin perfuzii curge chimioterapie. Am adormit și același lucru s-a întâmplat timp de o lună. La 2 ore veneau și îmi spuneau să-mi pun tensiometru, termometru. Cel mai greu era noaptea, când mă trezeau la 2 ore. Dar este un sistem medical foarte bine pus la punct. Nu bine, foarte bine. Deși
Ei spun că încă mai sunt multe de făcut, dar comparativ cu ce este la noi, e foarte bine. Și au trecut și cele 7 zile cu chimioterapie. I-am mulțumit bunului Dumnezeu că mă simt bine, între timp a aflat și mama, ne-am văzut, am plâns, am râs. De atunci vorbim tot timpul pe net, ne vedem. Și a trecut și prima lună. A fost obositor, pot să spun cel obositor cel mai tare. Într-adevăr, am avut și o săptămână în care am avut grețuri, de nu puteam mișca capul dintr-o parte în alta, dar au trecut. Acum sunt acasă pentru câteva zile, pentru 10 zile, dintre care vreo 5 mi le-am petrecut tot pe la spital, deoarece ei mă cheamă tot timpul să-mi fac analize și dacă ceva nu iese ok, trebuie să stau să-mi pună perfuzii sau transfuzii sau... De transfuzii n-am mai avut nevoie în perioada asta, dar am făcut temperatură și trebuie să mă duc la ei să mă monitorizeze. Mi-au schimbat antibioticul. Acum sunt bine, sunt acasă, sunt cu mama și cu Radu. Și mai am vreo 3 zile și mă gândesc că voi intra din nou, dar mă gândesc optimist și sper să fie bine. Am vorbit și cu un medic care îmi va face transplantul. Transplantul se va face într-o localitate aproape de Dijon, într-un centru medical care este în colaborare cu Centrul Universitar din Dijon, la Besançon. Acolo îmi vor face transplantul un medic francez și cu o doctoriță româncă. Se pare că așa e întâmplarea. Cam tot ce se... Toată venirea mea în Franța a fost, până la urmă, cu un scop. I-am întrebat cam care ar fi costurile transplantului. Mi-au spus că în jur de 200.000 de euro. Sper să strângem banii. Până atunci. Și să-mi găsească și donator. Deoarece fratele meu nu este compatibil și nu știu cum să spun, dar formula mea genetică, nu știu cum să o denumesc, nu este cea mai frecventă. Mi-au găsit până în prezent 45 de posibili donatori din întreaga lume, cum sunt pe urmele lor, încearcă să vadă câți dintre ei mai trăiesc, câți dintre ei urmează alte analize pentru ei, să se stabilească compatibilitate și sper că bunul Dumnezeu mă va ajuta ca din cei 45 măcar unul să fie compatibil cu mine. Pentru că transplantul este inevitabil și este singura mea șansă de vindecare. Pare rău că mai vărsa și câte o lacrimă. Eu de obicei sunt zâmbitoare. Și aici, la spital, tot timpul mi se zice, noi să sunteți foarte zâmbitoare. Și rab durere și rab tot și sper că totul va fi bine și sper cu ajutorul dumneavoastră să facem rost de acești bani
să mă ajutați să merg în viața asta mai departe. Vă mulțumesc din suflet anticipat și am să vă țin la curent cu evoluția stării mele. Vă mulțumesc încă o dată.